Miercuri 11 septembrie, începând cu ora 18, în sala Tudor Vladimirescu din Călăraș, echipa de handbal feminin Danubius Călăraș, care joacă în divizia A, Serie B, va disputa primul meci de acasă în sezonul 2019-2020 cu CSM București Diva. În prima etapă au jucat în deplasare cu știința București și au pierdut cu scorul de 23 la 31. Pe 14 septembrie, fetele de la Danubius Călăraș vor juca în deplasare cu Spartac București.